O membra PSD, Marea Mureș, a fost reținută de DNA după ce ar fi comis 6 infracțiuni de trafic de influență. Mai exact, acesta ar fi cerut sume mari de bani mai multor oameni pentru a le facilita promovarea unor examene în funcții cheie. Voiau să se angajeze așadar în instituțiile de stat. Vasile Dale, colegul meu, știe despre ce este vorba și despre ce membră a PSD. Vasile, care sunt informațiile? Bun găsit! Ieri în jurul orei 17, procurorii anticorupție s-au dus la sediul Partidului Social Democrat Marea Mureș și Ardea. Acolo au invitat-o pe o membră a partidului la audieri la sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Marea Mureș. Procurorii au transmis astăzi că femeia a fost reținută pentru 24 de ore și că urmează să fie prezentată magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ea este suspectată că ar fi comis infracțiunea de trafic de influență în formă continuată. Este vorba de 6 acte materiale. Procurorii precizează că femeia ar fi pretins în total suma de 9.700 de euro și 300 de lei de la un număr de 6 persoane, lăsând să se înțeleagă că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul Spitalului Județean Baia Mare, din cadrul Ministerului Apărării Naționale și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Baia Mare. Acestora le-a promis că îi va ajuta să își îndeplinească acte contrare îndatoririlor de serviciu, respectiv să faciliteze promovarea unor examene de angajare pe posturi de asistent medical, brancardier sau subofițer, în lipsa unei pregătiri corespunzătoare.